Bun găsit, prieteni! Există în lumea insectelor ceva care mă deranjează. Sunt suficiente ca să te înfioare. Mie personal nu-mi plac ieșirile la iarbă verde deloc. Oh, furnicile astea gâdile. Sau poate doar ard de nerăbdare să vă spun povestea de astăzi. E vorba de un picnic în familie și de doi băieți cărora li se întâmplă lucruri ciudate și imprevizibile. În natură. Oh, băieții! Ca de obicei, întâi mănâncă desertul. Hei, unde-i Becky? Cu băieții, studiază natura. Cartea aceea despre insecte le-a arătat o nouă lume celor doi. Becky, dă-mi cartea. Nu așa se joacă războiul furnicilor. Hei, Rick, unde-i momeala? Becky, nu! E pentru furnici, nu pentru prunci. Așa, du-te la mama. Comandantul roșu se apropie. Gata de atac. Repet, gata de atac. Pregătim artileria. Cu curaj. Repet, cu curaj. Bum, bum. Au intrat pe teren minat. Urgență! Comandantul ne scapă! Atac prin spate! Uită-te la ele! Oh, ce păcat! Rick! Hei, Rick! Oh... Cum ai ajuns aici? Ca și tine. Și eu cum am ajuns? Habar n-am. Ce? O furnică uriașă. Eric, era să mă înghită o furnică uriașă. Ce fac acolo? Cred că vorbesc. Imposibil. Hai, să plecăm de aici. Mă întreb unde ne duc. Rick, îți arde de citit acum? E cartea despre insecte. Și? Mă gândeam că citind mi-aș face o idee despre ce au de gând să facă. Wow, ce colți are individul. Nu sunt colți, Teddy, ci mandibule. Și nu e un el, ci o ea. El sau ea, cui îi pasă? Doar trântorul acela. Ăla e mascul. Rick, uite!
Războinicii. Au! Teddy! Nu! Trântorul e de partea noastră. Da, sau poate ne păstrează pentru el. Wow, furnicile sunt chiar interesante. Știai că... De ce ne-au lăsat aici? S-ar putea ca ăsta să fie frigiderul lor. Floricele? Hai, halește, frate. Dacă vor să mă îndoape, n-au decât să o facă ele. Ascultă, dacă voiau să ne mănânce de prânz, ar fi făcut-o deja. Bine, atunci suntem cina. Mai bine am găsit o cale să ieșim de aici, Ted. Puțin. Ăsta nu-i viu. Ba este. Și se târăște afară de aici. Hai, asta e șansa noastră. Prinde-te. Teddy! Rick, nu mai văd. Teddy? Rick, unde suntem? Uite, e regina lor. Super, parcă ar fi un ospăț. Da, o să fie un ospăț, sigur. Demn de o regină. Nu cred, Teddy. Uită-te în carte, sunt vegetariene, nu? Nu? Rick? Încearcă doar să nu te miști. Rick, o să tresar. O să... Rick, de ce se uită așa la noi? Sunt plin de sos. Deci asta e? Ne-au adus aici numai pentru asta? Nu cred că e asta, Teddy. Evident, asta era. Ce? Prăjitura. Te duci după ea și vrei să venim cu tine. Dar e departe. Dacă aș avea bicicleta. Hei, Teddy, privește! Ce? Are aripi! Super! Deci poate să zboare? Nu încă, dar va fi rege. Hei, până și eu știu că nu au regi.
Da, dar din când în când un mascul își desface aripile și zboară cu regina ca să formeze o nouă colonie de furnici. O mare familie. Dă-mi să văd. Știi, începe să-mi placă. E grozav să fii furnică. Păzea că vine! Ne-a prins. Nu, nu cred. Atenție, salivă de câine! Cât pe ce? Să te înneci în salivă, o, Doamne! E în regulă. Sunt bine. Wow! Privește! Wow! Ha? Rick? Aaaa! Mișcă-te! Teddy, fugi! Rick, pânza! Acum! Teddy! Teddy? Oh, da! Sunt bine. Oh, am avut un vis ciudat. Eram furnici și mai era... Băi, Angen! Suntem toți. Să mergem. Omule, să fii furnică nu e deloc ușor. Ai atâta de mers și sunt pericole la fiecare pas. Hei, Teddy, uite! Nu mai avem mult. Ha? Ha? Asta-i Becky! Becky! Nu! Nu te aude! Are bilele! Ai grijă! Scutec spre noi! Fugiți! Fugiți! Haide! Wow! Rick! Rick! Teddy! Sunt bine. Joacă războiul furnicilor. Da, și ai instruit-o bine. Eu? Tu ai instruit-o. Rick, repede, trântorul e dedesubt. Trebuie să-l scoatem de aici înainte de a ne stropi. Haideți. Încă puțin. Prea târziu. Ține-te! Haide, vei reuși. Încă un pic. Acolo. Chiar suntem norocoși dacă scăpăm de aici cu viață. Te gândești și tu la
Da, despre asta e vorba, nu-i așa? Tot ce voiau era să ne arate cum e de partea asta. Nu-i prea amuzant să fii tu cel lovit, nu-i așa? Jur că dacă scăpăm de aici, niciodată nu voi... Teddy! Teddy! Teddy? Am scăpat, din nou. Trebuie să scăpăm de aici! Oh-oh! Câmpul minat! La atac! Teddy! Teddy? Teddy? Aici, Rick. Unde sunt ceilalți? Trântorul? Sunt bine. Oh, n-am crezut că scăpăm. Trebuia tu să o spui. Oh, nu, a pus mâna pe lupă. Nu știe să o folosească. Nici nu are nevoie. O să ne distrugă și fără ea. Te iubesc, Rick. Adio. Spune ceva ca să-i distragi atenția. Îmi pare rău. Ai reușit. Mersi, băieți. Fete și băieți. Spune-le, Rick, despre promisiune. Cred că pe tine te înțeleg. Teddy vrea să spună că înțelegem la ce v-am supus. Prea bine. Nu știm cum am ajuns aici, dar dacă ieșim vreodată, ei bine... De acum încolo suntem cu voi. Ne așteaptă prăjitura. Să petrecem! Oh, nu! Atâta drum și nici măcar un pic. Uite! Haide, ar putea fi unica șansă. Mulțumim! Haide! Hai odată! Oh, nu! N-o să ajungem la timp. Încearcă, Teddy! Încearcă! Mulțumim! Am reușit! Unde ați fost, băieți? Și cum arătați? Prin natură. Aha. În timp ce voi erați ocupați, Becky s-a prins într-un scaiete. Ne pare rău. Hamburgerii, vin acum! Nu, mersi. Ne ajunge asta. Ce se... Acum unde fugiți? Haideți la ea! Ia te uită! Uite! Zboară! O să fie o colonie pe cinste. Da! Deci mă iubești, nu? Frumoasă lecție au mai primit, nu-i așa? Mă bucur că Rick și Teddy au descoperit lumea minunată a insectelor. Oh, uitați-vă, două gâze se căsătoresc. Din clipa în care a văzut-o, a dorit să o ia de nevastă. Ceva nu e în regulă. Nu e plăcut să fii soțul văduvei negre. Aoleu, scuze pentru asta, dar amicii mei minusculi nu sunt prea prietenoși. Dar de ce să facem din țânțar armăsar? Și nu uitați, nu călcați pe furnici. S-ar putea să regretați.